prima dată mi-a fost frică în momentul în care m-am îmbolnăvit, știind care este situația, această pandemie, zic, asta mai trebuia să mă mai și îmbolnăvesc acum. Deci prima dată, prima impresie, impactul ăsta a fost cu acei oameni care au luat prima dată contact, că sunt foarte serioși. Este un control așa, mai dur. Probe din nas, din urechi, din gât. Când am sosit aici la recepție și am arătat cartea de identitate, lumea știa despre mine, știa că vin, știa pentru ce, da, sunteți cu tare. Asta arată bine, adică nu vii aici ca un om căzut undeva în mijlocul unor străini. Prima dată te duce la etajul 2 și după ce îți vine testul, rezultatul de la test, după aia te mută la etajul unde sunt oamenii testați. Asta e un lucru foarte, foarte bun. Protejează pe toată lumea, eu așa am gândit. Ponderasul mi-a fost recomandat de sora mea și de Spitalul din Viena. Spațiile sunt foarte frumoase aici, să fii singur într-o cameră, îți permiți să menții o igienă, foarte frumos, cu baie separată, cu tot ce trebuie. Dacă tot personalul văd că are mască și pe ușă scrie că purtarea măștii este obligatorie pe tot timpul șederii, domnule, nu văd că vezi, Doamne, bine că pe mine mă obligă. Nu, domnule, toată lumea poartă mască. Asta e starea de normalitate în Ponderas. Toată lumea poartă mască. Este de apreciat că hrana se aduce în caserole. E foarte bine. Deci una e când ți-o aduce pe un platou, ți-o plimbă pe holuri, și alta e când ți-o aduce în caserolă. Când intri în sala de operație de la Ponderas, ai impresia că ești într-o navetă spațială. Toată lumea deci o sală foarte bine bănuiesc. Nu știu, eu nu sunt de specialitate și mă impresionează și becurile astea și reflectoarele. Foarte multă lumină, foarte multe aparate, mulți oameni, mulți asistenți. Mergeți, fraților, la spital și tratați-vă. Nu vă fie frică de virus, că s-ar putea să virusul să fie o pișcătură de țânțar pe lângă ce vi se poate întâmpla dacă nu mergeți.